puteam să revenim cu drag la prof, mai pe exerciții de matematică la geometrie. Nu uitați de la șișele. O problemă, sigur că da. Uite, el chiar îi zâmbesc cu ochii așa și vine cu drag, cum spuneți. Nu numai el vine cu drag și voi toți veniți cu drag și ne întâlnim aici cu mult bucurie. Așa da. Geometrie, facem tema, nu? Da. Avem probleme. Asta e treabă foarte serioasă. Deci, clasa A, 7-a, probleme, cu paralelogram, parcă ai zis, nu? Probleme, paralelogram. Da. Probleme, paralelogram. Probleme. Așa. 1. Fie patrulaterul ABCD, astfel încât AB paralel cu CD. ABCD, da. Astfel încât AB paralelă cu CD și BC paralelă cu AD. AB paralelă cu CD. Da. BC paralelă cu AD. Da. Și AC intersectează BD în punctul O. AC intersectează BD egal mulțimea formată din punctul O. Da. Așa. A, precizați laturile și unghiurile. Asta este ipoteza. Hai să da. Zicem așa. În ipoteză. Avem așa. Și trebuie să mă scris că este ăsta, paralelogram. Deci ABCD, da? Da. ABCD, paralelogram. Și în concluzie? În concluzie zice, precizați laturile și unghiurile opuse ale acestui patrulater, precum și unghiurile alăturate. Demonstrați că ori care două unghiuri alăturate sunt suplimentare. Așa, deci mai întâi amic, care e prima întrebare? Asta. Demonstrați că? E singura întrebare, o singură. Da, demonstrați că oricare dintre două unghiuri alăturate sunt suplimentare. Da. Eu cred că trebuie să desemnăm mai întâi un paralelogram, Adi. Da, dar este în carte făcut. Păi, desenăm și noi, știu și noi să-l desenăm un paralelogram, da. Are laturile opuse paralele două. Asta e definiția. Deci paralelogramul este patru laterul. Și are laturile opuse paralele două câte două. Da? Două câte două. Și acum autorul ne ajută ca să și notăm. AB cu CD. Deci AB paralel cu CD, da? AB CD. Iată așa am notat eu. AB paralel cu CD. Și că BC cu AD. BC cu AD. Ne spune nu, exact cum să notăm. Iar AC se intersectează cu BD. AC. Cum se numesc AC și BD? AC și BD ăsta se numesc drepte. Diagonale. Diagonale, mă. Deci AC și BD se numesc diagonale paralelogramului. Vă mai amintiți că într-una din zile am vorbit noi de paralelogram? Da. Da? Și ce am dat? Definiția paralelogramului. Definiție. Da? Este patru laterul. Convex. Cu latul convex. Convex. Da, și concav. Deci, și concav nu mi-a zis. Ba, concav, da, cum? Nu mai concav, nu convex. Ba da, convex e la cu măsura unghiilor 360 grade și am muncit noi și am făcut. Așa. Deci patrulaterul convex, cu laturile opuse paralele două câte două. Da. Așa am definit. Dar concav nu. Nu-i știu tu. Patrulaterul concav și a zis că are... Nu, am vorbit de patrulatere concave și convexe. Da. Dar paralelogramul nu poate fi un patrulater concav. Da, dar patrulaterul a zis că e concav și le-ați făcut desenul cum le-ați arătat. Așa. Și le-ați dat o altă definiție. Am înțeles, da. Dar haideți să ne întoarcem.
nu știu, problema. În lecția trecută am vorbit, nu lecția asta, parcă mai în urmă, de paralelogram. Și am zis că patrulaterul cu laturile opuse paralele două. Asta era definiția. Da. Și am găsit noi o serie de consecințe acolo. Aveți consecința 1, consecința 2, consecința 2. Aduc aminte de un profesor. Dar eu scriam la tablă și ei au scris pe caiet. Așa. Chiar eu v-am scris. Una dintre ele... Nu a fost azi, înseamnă că voi două trebuie să aveți pe caiet. Una dintre consecințe... N-ai fost, tocmai, asta are mai. Aba, eu? Una dintre consecințe spune așa, că suma unghiurilor alăturate unei laturi întotdeauna de 180. Una dintre ele. Exact problema de aici. Suma unghiurilor alăturate unei laturi este egal cu 180. Asta e problema noastră, nu? Da. Adică trebuie să arătăm fie că A plus D, măsura lui A plus măsura lui fac 180, fie că B A cu B, fie B cu C, fie D cu C. Deci noi trebuie să arătăm așa. Măsura lui, hai să ne luăm așa, măsura lui A, AD, plus măsura lui B, sau lui D deocamdată, hai să zicem, lui B, să arătăm egal cu 180 de grade. Atunci, adică am vorbit de unghiurile alăturate laturii AB, AD. Da? A plus D se fac 180 de grade. Data ne cere la... Așa ce e problemă. Și mai avem și B-ul și C-ul. Mai sunt puncte, da? De. Dar una dintre întrebări asta este. Da. Păi să luăm de unghiurile... ...laturile și unghiurile opuse ale acestui patrulater, precum și unghiurile alăturate. Demonstrați că oricare două unghiuri alăturate sunt suplimentare. Păi da, acestea 180. Da. Sunt suplimentare, adică fac 180 de grade. Să luăm triunghiurile A, C, B și A, C, D. A, C, B și A, C, D. Avem latura comună A, C, avem... asta, avem AB paralelă cu DC. AB paralelă cu DC, da. Așa și eu zic să luăm triunghiile ADC cu ABC. Hai să ne oprim aici. Să ne putem ajuta un pic, că poate ideea lui ce urmești tu să arăți? Să arăt că triunghiile sunt congruente. Și la ce ți-ar folosi congruența asta a triunghiilor? Tu ți-ai fixat cu obiectiv să arăți că unghiul ăsta și adunat cu ăsta, fac 180 de grade. Dacă cumva te gândești să arăți că unghiul ăsta e cât ăsta, unghiurile opuse sunt congruente, e o altă proprietate asta. O ceri în problemă? Nu o ceri. Să se arate că unghiurile opuse sunt congruente. Atunci s-ar justifica ideea ta ca să te oprești la triunghiul ăsta cu triunghiul acela. Cere? Dacă AB egal cu DC, AD egal cu BC, măsura lui A egal cu măsura lui C și măsura lui B egal cu măsura lui D. De ce e și asta? Pe scurt, Adi, te duci acum spre rezolvarea problemei unui alt punct. Deci oprindu-te tu la triunghiul ăsta ADC și ACB, dacă vei reuși să arăți că triunghiile sunt congruente, înseamnă că și elementele toate sunt congruente, două câte două, și atunci vei avea ca răspuns și că unghiul D e cât B, că latura DC e cât latura AB și că latura AD este cât BC. Mi se pare interesant. Da? Deci tu te-ai hotărât să arăți că triunghiul este congruent. Ce șanse ai? Ai spus foarte bine că... Latura comună e AC. AC, da. A zis că AB e paralelă cu DC. Ei, și ce dacă? Dacă sunt paralele... Zianca. Două drepte tăiate de o secantă formează unghiuri alternate, alternate externe și... corespondente, congruente, două câte două. Adică, astea două, AD a zis, paralele, da, AD. Și ce secantă să iei tu? AC. Secanta AC. Secanta AC, paralele tăiate de o secantă, determină unghiuri, hai să zicem, alterne interne. Interne, da. Congruente. Care sunt acestea? Unghiul D, A, O cu... D, A,
O, du-te până în ce? Duace. Duace. Cu O, cu B. O. A, cu B. A, cu B. Dar de ce sunt astea concurente? Sunt alternative. Pentru care paralele? Pentru paralelele... Bele. AD cu BC. Ah, păi AD cu BC. Dar acum noi ne focalizasem, am de a insistat. Am zis paralela AB, DC, secanta asta și care sunt unghiurile acum? Ăsta C cu A. Citește pe trei litere că sunt. DCA. DCA, adică ăsta. Da, cu BAC. Cu asta. Deci apar astea alterne, deci două trepte, tăiate de o secantă, apar aceste două unghiuri ca alterne interne, dar ele sunt unul într-un triunghi și celălalt într-un triunghi. Iată că ai reușit să prinzi un unghi a unui triunghi cu unghiul celălalt. Deci ai spus mai devreme că ce este comună. Da. Ai acum un unghi cu celălalt unghi de o parte. Mai trebuie. Deoarece AD cu BC sunt asta paralele. Asta este. Pe de altă parte, AD fiind paralelă cu BC, din definiția paralelogramului, și socotind aceeași secantă, păi tot aceeași secantă, paralele tăiate de secanta asta, face ca unghiul ăsta să fie congruent cu unghiul ăla, altul din... Da? Asta deci. Da. Și gata. Ca fiind alterni interi. Și acum suntem la unghi, latură, unghi. Și triunghiile sunt congruente. Da? Da. Triunghiile fiind congruente, toate elementele celelalte ne luate în discuție sunt congruente și problema merge foarte bine. Dar asta la punctul B, nu? Domnul punctul A. Punctul A? Punctul A. Păi, pe punctul A trebuia să măsura unghiului A plus măsura unghiului D este 80. Exact. Dar ei s-au dus pe punctul B, bănesc, acolo la rezolvare. Da, punctul B arătăm. Arătăm că laturile sunt congruente și sunt. Și încă ceva, unghiul de aici e cât ăsta de aici. Pentru că unul intră în triunghi, altul intră în triunghi și atunci și elementele acestea sunt congruente, nu? Păi, zice A cu C-ul și B-ul cu D-ul. Să arătăm. A-ul cu C-ul, dacă te uiți la triunghiul sau triunghiul ăsta. Dar acum noi am arătat B-ul cu D-ul, da? Da. Hai să facem redactare. Pe care la A sau la B? La B. Demonstrație, da? La B, la punctul B, nu? Punctul B. Că, cu la B v-ați văzut noi. B. Da. Luăm triunghiile A, fie triunghiul A, B, C. Fie triunghiul A, B, A, D, C, poftim. Și triunghiul. Triunghiul A, B, C. A, B, C. Despre cele două triunghiuri A, C, poți să spui că au. A, C, comună. Așa. A, C. Da? Segmentul AC, latură comună. Da? Poți să mai zic eu? Ăsta, unghiul ce congruent cu unghiul A. Nu, ce cu A nu înțeleg eu. Măsura unghiului AC. Nu, trebuie să luăm de o parte să zicem. Cum A, B, paralel cu D. Asta e. Deci demonstrăm așa, aici să argumentăm din demonstrație. Da. Deci zicem cum A, B, paralelă cu CD. Cu CD. Și secanta AC. Așa. A, C, secantă. Acolată din astea două, ori e secantă. Unghiul B, A, C e cât e congruent cu unghiul D, C, A. B, A, C, A, de adevărat? B, A, C, da, cu A, C, D, sau asta. B, A, C, congruent cu? B, A, C, am zis cu A, C, D. A, C, D. Ca fiind unghiuri alterne interne. Alterne interne. Pe de altă parte, alte două secante, alte două paralele. AD și BC și... Așa, AD și paralelă cu... AD paralelă cu BC.
secantă. Și secantă AC. Da, AC. Unghiurile DAC. Secantă. Și atunci unghiurile care? DAC. DAC. Cu ACB. Congruent cu? ACB. Tot alterne intere sunt și el acolo, nu? Da, bă, da. Interne. Așa, bine. Acum, din toate astea două... Rezultatele să le punem sus. Da, din toate, le punem sus. Așa, și este spunem BAC, BAC, congruent cu... Cu ACD. ACD. Demonstrat. Da. Am demonstrat să se vede aici, da. Pe urmă. După aia, DAC congruent cu ACD. Tot demonstrat. CP. Tot demonstrat. Și eu spune cazul la triunghi latură unghi. Cazului unghi latură unghi. Rezultă că triunghiul luat în discuție, adică triunghiul... Triunghiul luat de ce? A, B, C. Congruent cu triunghiul? A, B, C. Și din congruența lor, înseamnă că, de fapt, putem adăuga și celelalte elemente. AC congruent cu... Aba, nu. AD cu AB. AB cu DC. AB cu DC. Da, da, da. AB cu DC. Da. AB cu DC. Ce motiv ai tu să pui? Ce, mă? De ce nu spui inița AB cu AD? AD cu AB, bă, am zis. Dar am vorbit frumos. Ușor, AD. Eu și-am zis. Deci, Miruna a spus că AB ar fi congruent cu DC. Da? E așa a spus. Tu zici... Că AD congruent cu AB. AD cu AB. Ce motiv ai tu de zici? De ce ți-ai ales latura AB ar fi cu AD? Dar ai că triunghiul ăsta e congruent cu ăsta, da? Ai lucrul acesta. Și atunci, AB când te-ai luat de AB, AB-ul ăsta, ce unghi are AB opus laturii acestea? Care e unghiul din triunghiul ăsta? E ACB. Iar ACB, AD, cu cine am spus că este ACB ăsta de aici? E congruent cu ăsta. Și ăsta de aici, aici privește spre latura de ce. Și atunci e de ce corect. Păi, dar nu e și logic. Logic de aici vine, da. De ca să înțelege bine. Da. Deci, triunghiul ăsta, acum, e congruent cu ăsta, da. Dovedit, celelalte elemente, adică celelalte elemente înseamnă în afară de latura C, sunt congruente două câte două. De la bucă. Deci, să mai insistăm un pic, Anca. Luăm un alt element neluat în seamă. Noi trei mai avem încă. Că trei le-am folosit pentru concurență. Corect. Mai sunt încă trei. Corect. Și atunci, latura AB, pentru a-i găsi latura congruentă din triunghiul celălalt, mergem. AB are ca opus pe cine? Pe unghiul ACB. ACB. Dar unghiul ACB, zice aici, ACB, ACB este cât DAC. Cât DAC. Și lui DAC ăstuia îi s-o pune de ce? De ce e la frase cât asta? Da? Da. Îi spunem acum că AB e congruentă cu DC. Și DC e cât AB? DC, DC, cât AB am zis-o? Da. DC, cât AB? Atunci AD cu BC. AD cu BC, din aceeași motive. AB cu AB. AD. AD, AD, AD. Cu BC. Și unghiul ADC s-o vine cu unghiul ABC. Sigur că da. Unghiul care a rămas al treilea cu unghiul al treilea dintre unghiul celălalt, nu? Deci ADC și unghiul ADC cu unghiul cu ABC. Cu ABC. Unghiul B tot așa, și acum punctul A.
Sigur că mai aveam să arătăm că și tot unghiul ăsta e cât ăsta tot. Dar pentru asta trebuie luate triunghiile celelalte. A, D, B și D, C, B. Ca să ne iese unghiul opus. Așa a spus în problemă. Să arătăm că D e cât B și că A e cât C. Dar, domn profesor, dacă avem unghiul D, C, A, congruent cu unghiul C, A, B, D, C, A, congruent cu C, A, B. Așa cu ăsta. Da. Și ăsta congruent cu ăsta? Exact, și suma lor e suma lor. Sigur că da. Foarte tare, foarte clar. Ca să nu mai muncim. Da. Deci, iată Miruna, se sesizează asta. Sigur că am putea să ne luăm triunghiul ăsta și cu triunghiul ăsta să repetăm definiția. Și triunghiul fiind congruente, din nou unghiurile acele sunt congruente două de două. Dar ea spune, ce mai pierdem timpul? Câtă vreme ăsta e cât ăsta? Și celălalt e cât ăsta altul? Ele și sunt adiacente. Vecine. Suma lor e egal cu suma lor. Și atunci problema e rezolvată. Hai să scriem și asta. Deci cum B, A, C. B, A, C. E congruent cu... Deci B, A, C. Cu A, C, D. A, C, D. Cu A, C, D. Este scris acolo. Da, da, da. Alternintele, da? Da. Și dedesubt. C, A, D. Și mai avem și că C, A, D. Vă rog să urmăiți C, A, D. E congruent cu cine? Ce A, D, C, A, D, C, A, D, unică. Ce A, D? Da, A, C, B. A, C, B. Da. Cu A, C, B. Sau B, C, A. Sau A, C, B. Tot alterni interne. Tot alterni interne. Tragem linii și le adunăm. Da, spunem că le adunăm. Și înseamnă că unghiul B, A, C. Plus unghiul C, A, D. Egal congruent cu unghiul ACD plus la CB. Adică cine este BAC plus CAD? Unghiul A. Unghiul A, tot are, nu? Puteți să-l citim pe trei litere. BAD, unghiul BAD. Pe scurt, cum ai zis mai înainte, A. Cu unghiul C, adică cu BCD. Terminat problema punctul B. Da, tot. Da, punctul B. Punctul A. Punctul A ce era? Măsura unghiului A plus măsura unghiului D egal cu 180 grade. Și zici, demonstrați că oricare două unghiuri alăturate sunt suplimentare. Asta. Ne-am oprit noi la A plus D. Da. Să demonstrăm că A plus D fac împreună 180 grade. Să înseamnă că D cu B că A. D-U B-C-A. Deci D-U ăsta B-C-A. B-C-A. Cu ăsta? Ăsta și cu ăsta fac 180 grade? Nu. Da, pentru că D-A-C e congruent cu B-C-A. D-A-C cu B-C-A. B-C-A. Dar noi trebuie să arătăm, atenție, noi trebuie să arătăm D-ul de aici cu tot unghiul așa. Aici. Cu tot ăsta. Fac 180 de grade. Că trebuie să vrem unghiul ăsta și cu alăturat în parogram. Adică unghiul D cu unghiul C. Cu unghiul D cu unghiul C. Ori D cu C, ori D cu A. Tot așa ajung. A cu D. A cu D. Hai să ne focalizăm atenție aici. Cum arătăm că A plus D fac 180 grade? Da, măsură la aici. Să vă alțeți prindem în două triunghiuri. Nu știu. Nu uitați că suntem în paralelogram. Da, știu. Folosim paralelismul acela, poate e important. Suntem în paralelogram. Știm că DC e paralel cu AB, da? Da.
Și asta e latura asta a AD poate fi privită ca o secantă. Dar nu deci, putem să luăm și A cu C? Da, de acord, dar ne mutăm altă. Ne focalizăm într-o idee, adică... Că dacă ar lua la A cu C, ar fi unghiurile opuse și congruențe. Care ar fi A și C? A-U cu C-U sunt congruente. De. Dar nu sunt opuse la vârf, sunt opuse în paralelogram. Cum arătați? Atenție pe copii, e simplu problema. Deci astea două paralele și asta secantă. Unghiul ăsta D nu cumva e egal cu ăsta, așa deasupra. Aba, da. Din ce motiv ăla cu ăla? Alterne externe. Nu sunt alterne externe. Am corespondit de parcă. Așa. Unghiul ăsta e cât ăsta, ca fiind unghiuri corespondente. Corespondente. A, da, și acum, da. Și unghiul de aici, da? Unghiul de aici, da, Ionuț, salut. Am uitat-o. Am uitat-o, da. Corespondentul meu. Da, știu. Și ce am zis? Te greșe, am zis altă. Da, știu. Da, știu. Foarte bine acum. Îți pare rău. Da. Bine. Sănătate, salut! Da. Deci spuneam unghiul de aici și cu ăsta de aici. Corespondente, da? Sunt corespondente. Dar ăsta și cu ăsta de aici fac împreună. 180. Pentru că e un unghi alungit. Da, și ăla de acolo și cu ăla de... Deci, dacă ăsta și cu albastru fac 180, înseamnă că ăsta și cu albastru fac 180. Fiindcă, nu, ăsta e unul, dar... Așa atât? Deci e simplu. Păi era simplu, dar aici ați bârbuit problema. Deci, am făcut-o. Deci, într-un paralelogram, trebuie să rețineți că unghiul ăsta și cu ăsta, deci alăturate aceleași laturi, suma unghiurilor ăsta fac totdeauna 180 de grade. Dacă le-au pe ăsta și cu ăsta, tot așa. 180. Același motiv ăla. Dacă le-au pe ăsta și cu ăsta. Tot același motiv. Și ăsta cu ăsta, tot același motiv. Da? Și cu asta am demonstrat. Deci cum scriem demonstrația? Fie dreptele A, B și D, C. A, B și de ce? Nu, fie. Cum A, B paralel cu de ce? A, B paralel cu de ce? Și A, D. Așa, A, D secantă. A, B cu de ce? Și asta e secantă. Rezultă de aici că unghiul B, A, hai să zicem, notăm cu litere, punem un M pe aici. B, A, M. B, A, M, e congruent cu unghiul C, D, A, C, D, A, ca fiind ce fel de unghiul? Corespondente. Da, sunt corespondente. Pe de altă parte, M, A, B, măsura lui M, A, B, plus măsura vecinului său, al lui V-A-D, nu? V-A-D, fac 180 grade. Și atunci, cum B-A-M e cât C-D-A, C-D-A, nu de B-A-M vă spun C-D-A. Deci din asta rezultă că ce se rezultă? Rezultă că... Un pic mai.
sunt termeni aici, da. În cap aici. Eu zic că măsura lui CDA plus măsura lui plus AD, plus AD. Exact. Plus măsura CDA plus măsura cui? BAD. BAD. Egal cu 180 grade. Și iată că am terminat. Aveți și punctul C? Da. Ce precizați vezi? Diagonalele patrulaterului și punctul A de intersecție. Demonstrați că AC e congruent cu BD. AC cu? BD. Apoi să le încadrăm în triunghi. AC cu DB și da. Punctul de intersecție O. Da. Și demonstrați că AC e cât BD, păi luăm triunghiurile. AC cu BD. Dar nu este AC cu BD, poate e o greșeală. Poate așa scrie. Demonstrați că AC și BD au aceeași mijloc. Aia, altă poveste. Aia, altă poveste. Da. Deci să demonstrăm că AC și BD se... au același mijloc. Da, păi iau, păi iau. Păi da, spus că au demonstrat că AC e egal cu BD, ai zis tu. Voi ați spus că AC să fie egal cu BD, așa. Da, eu am greșit. Trebuie să arătăm că AC și BD au același mijloc, adică diagonale se înjumătățesc. E altceva, domnul profesor. AO egal cu DO. Adică AO este egal cu OC. Și BO cu OD. Și BO cu OD. Deci punctul C, așa trebuie să-l înțelegi. Să se arate că diagonalele se înjumătățesc. Trei consecințe mari și late sunt până acum, dar se arate că diagonalele se înjumătățesc. Insist. Ce a fost aici dat în problemă? Hai să le reluăm de nou. A fost dat un paralelogram. Ce este un paralelogram? Un patrulater cu patru... Nu. Ce? Patru a început să vorbească. Nu, a anulat-o. E chestie de disciplina a dialogului. Atenție multă. Dați-i o șansă să zică și ea. Pentru fiecare din voi, închipuiți-vă, s-ar afla, celălalt s-ar afla în poziția ei. Exact. Știți cât e de grav când voi... Cu este... inhibat, săracă, ea nu mai zice nimic. Nu, nicio treabă să mai spună ceva. Atenție, mă zic, poftim. Un patrulater convex cu laturile opuse... Paralele două câte două. Paralele două câte două. Laturile opuse, paralele două câte două. Deci, ălea opuse sunt paralele și celelalte paralele. De-aia două câte două. Deci, când a zis paralelogram, când a deschis gura și a zis paralelogram, imediat în mintea mea, apare chestia asta. Laturile opuse sunt paralele două câte două. Atât. Acum, problema ne-a cerut. Și prima consecință a fost asta. Să se arate că unghiurile alăturate unei laturi, suma unghiurilor alăturate unei laturi, măsurilor, suma măsurilor alăturate unei laturi, fac 180 de grade. Adică, cum ar veni acolo, pentru latura AD, tot unghiul din A și cu unghiul din D, să arătăm sunt alăturate laturile AD, să arătăm că fac 180 grade. Și am arătat, nu? Da. O altă problemă a fost aceea, să arătăm că unghiurile opuse sunt congruente. Și am arătat. Și am arătat, când am luat unghiurile acele, am arătat că unghiurile opuse sunt congruente. O altă problemă, să arătăm că laturile opuse, nu numai că sunt paralele, sunt și congruente două câte două. Adică AB era paralel cu DC din ce aveam noi în definiție, dar acum în plus am constatat că sunt și congruente laturile opuse. Am demonstrat. Am demonstrat. Când am luat triunghiul de aceea și am mai arătat. Da. Laturile opuse sunt congruente două de două. Acum trebuie să arătăm că diagonalele se înjumătățesc. Încă o consecință, a treia consecință. Deci unghiurile alăturate unei laturi fac 180 grade. Da. Laturile... laturile opuse sunt congruente două de două. Unghiurile opuse sunt iarăși congruente și acum diagonalele sunt la patra consecință. A patra. Și diagonalele se înjumătățesc. Diagonalele se înjumătățesc. Notați și voi. Într-un paralelogram, într-un paralelogram au loc următoarele afirmații. Corect. Da, într-un paralelogram. Da, într-un paralelogram. Într-un paralelogram, două puncte. Unu. Într-un paralelogram, afirmații.
afirmații. 1. Poftim, Adi? Prima. Una din ele. Asta cu diagonalele. Jumătate. Diagonalele sunt jumătăți, da. Poftim. Diagonalele sunt jumătăți. Deci demonstrăm. N-am făcut-o. Deci muncim la ea. Diagonalele se înjumătățesc. Vom vedea. 2. Anca? Laturile opuse sunt congruente. Laturile opuse sunt congruente două câte două. Foarte important. Laturile opuse sunt congruente două câte două. Am demonstrat asta? Da. Da, am demonstrat. Laturile opuse sunt congruente două câte două. Trei. Unghiurile opuse sunt congruente, sunt congruente. Da? Unghiurile opuse sunt congruente. Și patru. Patru. Am demonstrat unghiurile opuse sunt congruente. Da. Am demonstrat. Măsura de 180 de grade a unei laturi, a unghiurilor alăturate. Alăturate unei, da? Laturi. Suma măsurilor unghiurilor alăturate unei laturi, suma măsurilor unghiurilor alăturate unei laturi, măsurilor unghiurilor alăturate unei laturi, este suma. Asta este de 180 de grade. Suma măsurilor unghiurilor alăturate unei laturi este 180 de grade, ceea ce am demonstrat la punctul A. La suma măsurilor unghiurilor alăturate unei laturi este 180 de grade. Adică pe așa. Adică A și cu D, pe scurt, egal cu 180 de grade. Dar nu pot spune A și plus D. Suma măsurilor, la măsurilor, exact, suma măsurilor, unghiurilor acestor alăturate unei laturi, mai e un joc de cuvinte destul de lung. Da. Da? Suma, adică suma între cele două unghiuri, este 180 de grade, cele care sunt alăturate laturile acestea. În partea asta, altă ea și astea. Corect. În partea asta, alăturate laturile acestea și așa era pe partea asta. Deci, acestea, paralelogram, pe astea le poți demonstra automat. Automat. Deci, când am zis paralelogram, automat aceste patru vin șnuri. Le demonstrez. Da. Fără probleme. Acum o să vedem care din ele, din astea patru, din ele iese paralelogramul. Și înapoi. Uh-huh. Adică un fel de definiții echivalente pentru paralelogram. De ce mă interesează? Din cele patru, să vedem care din ele mă oferă șansa să spun. Bun, dacă diagonalele se înjumătățesc, ăla-i paralelogram. Adică trebuie, trebuie să arătăm că sunt paralele două câte două. Uh-huh. Da? Deci înapoi. Că... Dar mai întâi trebuie să facem invers acum. Problema care trebuie să facem că să arătăm că diagonalele se înjumătățesc. Da. Așa. Diagonalele se înjumătățesc. Punctul C, deci îl demonstrăm copiii. Corect. Și mai aveți și altă problemă pentru școală? Da. Bun. Punctul C îl demonstrăm acum. Da. Insist pe paralelogram, mai să rezolvăm totul. Păi cred că și cealaltă e tot cu paralelogram, nu? Da. Normal. Citești și problema. Nu, 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 cum avem? Nu, 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 tu nu, ce, nu, Adi? Avem ce-o. La ce trebuie să arătăm, Adi? Pe diagonală. Ce-o, dar zi, practic prima. Diagonală este înjumătățesc. Da. Deci, demonstrație pentru ce? Putem la două trimite, în care se prinde. Să vedem ce avem de arătat. B o congruent cu D o și A o așa. B o congruent cu D o și A o cu orice. Congruent cu orice. Cum arătăm asta? Păi prindem în două triunghiuri A o cu orice. Deci, în două triunghiuri care se intre, într-un triunghi să fie AO, celălalt să fie OC, și în alt, și tot așa se intre și OB, da, și celălalt. Zi. Am găsit în triunghi AOD și BOC. AOD și BOC. Tu pe astea le vrei.
Într-adevăr, într-unul intră A, O și cealaltă intră O, C. În același dinainte intră D, O și O, B. Tu te gândești la alte două triunghi? Tot la astea două. Astea două, da? Ar putea să le iei și pe astea. Și pe A, O, B. Da. Cu D, O, C. Că tot atât de bine. De-aia mă întreba dacă mai puteai să le iei și pe altele, da? Da. Tu mai zic că nu mai ai la să te gândi. Bun. Haideți să ștergem un pic și să demonstrăm chestia asta. Ștergem figura? Nu, nu mai. Nu, nu. Eu am încărcat aici. Dacă voi... Puteți face din nou altă figură. Așa cum... Ca să am mai diagonalele duse. Despre care doar știu că s-au întâlnit în punctul O și vreau să arăt că punctul acela nu e la întâmplare, ci e la mijloc. Avem O la... Deci fie triunghiurile, începem, da? Da. Demonstrați. Fie triunghiul AOD AOD și triunghiul ăsta BOC BOC despre care putem afirma, Anca, te rog să vezi cu ce lucruri poți să vii în acela. Despre cele două triunghiuri ce știi? Din demonstrat de noi, da? Deci am că AD congruent cu cu BC, nu? Cu BC, demonstrat mai înainte, că laturile opuse sunt congruente, nu? Da. În paragraf. DC cu AB. Demonstrat. Are DC? DC cu AB. E adevărat, dar nu mi intră. DC nu intră în triunghiul AOD. Ah. Deci nu are rost să mă conduc. O, ăsta, cum era? DA cu BC, am zis. Deci AOD opus la vârf cu BOC, așa. Așa. Da? A, O, D cu B, O, C sunt opuse la vârf. Da. Așa. Deci unghiul A, O, C. A, O, D. A, O, D, da. Congruent cu unghiul B, O, C. O, B, O, C, da. Opuse la vârf. Opuse. La vârf. Așa. Și unghiul D-A-C? D-A-C, D-A-C. D-A-C cu A-C-B. De unde știți? Păi avem. A-a. N-am demonstrat. D-A-C, Adi, ăsta de aici, e cât ăsta de aici. A, dacă tocmai noi că am demonstrat. Am avut treaba asta, m-am pus la punct. Astea două paralele și se canta. Așa. Deci D-A-C, unghiul D-A-C, congruent cu unghiul AQB. AQB demonstrat, nu? AQB, da. Alterne interne? S-au demonstrat. S-au demonstrat, dar putem spune alterne interne. Unde am prins pe cine? AD paralelă. AD paralelă cu BC. Și AC secantă. Am mai argumentat o dată ca să fie concret. Și cazul este unghi latură unghi. Și acum este cazul... Unghi latură unghi, da? Este, într-adevăr, pentru că și vine al treilea aici. Acum s-ar citi așa, latură unghi unghi. Da. Latură da. Unghi unghi. Dar dumneavoastră zis că e unghi latură. Dar este așa pentru că și al treilea vine până 180 grade. Și atunci vine unghi latură unghi. Acum. Deci el este natural, că suma unghiurilor fac câte suma unghiurilor într-un triunghi, fac 180 grade. Din clipa în care ai o latură și două unghiuri congruente, al treilea vine și el. Automat, da? Deci de ce suntem un unghi? Latură unghi. Unghi, latură unghi. Fără nicio... Este dat cazul, patru latură unghi unghi. Da, 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 da. De sub înțelege asta. Nu are rost să mai încarc memoria. Triunghiile au AOD. E congruent cu triunghiul BOC. Am toate elementele, da. Deci suntem în cazul... Unghi, latură, unghi. Unghi, latură, unghi. Avem triunghi AOD congruent cu triunghi BOC. AOD congruent cu
BO. Cu BO. Pe un dreptuță, O D congruent cu BO. O D congruent cu BO. O D congruent cu BO. A O congruent cu OC. Așa. A O congruent cu OC. Da. Și al treilea unghi, dacă vrem, nu, dar l-am folosit de așa, al treilea cu al treilea de prisos. Au o cu ochi. Și chiar asta trebuia să demonstrez. Am două trebuia să demonstrez. Am două lucrurile trebuiau demonstrate. Și cu asta am arătat că într-un paralelogram sunt patru consecințe. Când am deschis cuvântul paralelogram, înseamnă că am și unghiurile opuse concurente, unghiurile alăturate unui, suma măsurilor unghiurilor alăturate unui latur fac 180 de grade, că laturile opuse sunt paralele două câte două, și, sunt concurente două câte două și că diagonalele se înjumătățesc. Aceste patru le avem perfect. Dacă avem un test și ne spune să demonstrăm, să aflăm dacă diagonalele se înjumătățesc, putem scrie teorema, vă zi mai demonstrăm. Nu! Asta vă zice, că să dăm profesor, deci, că se pot demonstra foarte ușor astea. Deci le-am făcut demonstrațiile. Da. Deci. Și acum, apropo de ce ați zis dumneavoastră, asta cu diagonalele se înjumătățesc, ne-am folosit de două demonstrații de mai înainte ca să arătăm asta. Deci am prins asta. Dacă nu era atât de clar, când am luat cele două triunghiuri, am avut unghiurile opuse aici, am avut laturile opuse sunt concurente demonstrat. Păi asta ne-am folosit, deci sigur că da. Nu prea ne ajută. Rezultatul, adică vrei să spui că n-ai fi reușit să faci fără rezultatul anterior. Da. Sigur că da. N-ai fi reușit să faci fără rezultatul. Acum să mergem înapoi. Cum ai zis, dacă diagonale se înjumătățesc, oare acela e paralelogram, sigur? Da. Să demonstrăm? Să demonstrăm. Da. Deci avem așa. Știm sigur. Deci este o nouă problemă, dar e mers înapoi. Corect. Notați-vă așa. Dacă într-un patrulater diagonale se înjumătățesc... Așa să dai tu de pregă voi, da? Da. Dacă într-un... Scrie la consecințele astea ca fiind a cincea, nu, profesor? Nu. Vreau acum dacă iese treaba. Nu știu dacă iese. Ca și asta o problemă, da? Da, ca și o problemă de sensătoare. Dacă... într-un patrulater diagonale se înjumătățesc, demonstrați că sau cum? Înjumătățesc. Arătați că? Să rezulte că ABCD, ABCD, paralelogram. Da? Se rezultă că paralelogram. Deci am avea problema inversă, da? Haideți să înțelegem. Reciproca se numește asta. Reciproca. Deci. Deci facem un patru la ter. Exact. Eu aș lua două drepte concurente, aș merge așa. Deci două drepte care se întâlnesc. Și să fie așa fel încât să se jumătățească. Da, facem patrulaterul, nu? Uite cum am făcut. Da, pur și simplu, am luat două segmente care s-au înjumătățit. Și acum A, B, C, D, și le unim pur și simplu. Trebuie să arătăm că această figură care a rezultat e paralelogram. Deci noi știm că asta e cât asta și că asta e cât asta. Atât așa. Exact. Deci, atenție multă. Am demonstrat așa. Dacă A, B, C, D, paralelogram, atunci AO congruent cu OC și DO congruent cu OB. Lucru demonstrat, da? Lucru demonstrat.
Acum eu fac înapoi. Mersul înapoi. Deci aia e problema pe 1, problema pe 2. Dacă se întâmplă că AO congruent cu OC și DO congruent cu umplutoarea, te-ai uitat? Și DO congruent cu OB. Adică prima problemă. Prima 50, problemă. Opresc? 50. Pe 50. Oprește. Problema.